Mașinile care transportă elevi vor fi verificate amănunțit înainte de începerea anului școlar. Atât poliția, autoritățile locale, cât și reprezentanții inspectoratelor școlare își vor îndrepta atenția în această săptămână asupra mijloacelor de transport al copiilor către și de la școală. Polițiștii giurgiuveni vor să afle în primul rând dacă acestea au defecțiuni tehnice care să pună în pericol viețile copiilor. Nici șoferii microbuzelor școlare nu vor scăpa de verificări. Deci vom face o inventariere a tuturor autovehiculelor existente pe raza județului care deservește școlile pentru deplasarea elevilor de la școală acasă și de la acasă la școală, identificarea tuturor conducătorilor de autovehicule și aici vom verifica existența permisului de conducere și a atestatului profesional, verificarea valabilității inspecției tehnice periodice, instruirea conducătorilor auto cu privire la respectarea regulilor de circulație, respectarea regulilor de deplasare. Aici o să intre mai mult în o discuție mult mai amplă. Verificarea dacă fiecare microbuz are licență de transport și licență conformă. Polițiștii vor instrui conducătorii de autovehicule cu privire la respectarea legislației rutiere, iar deficiențele constatate vor fi comunicate Inspectoratului Școlar Județean în vederea remedierii. Ulterior, după începerea anului școlar, polițiștii vor acționa în trafic pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului elevilor. Prin aceste acțiuni, oamenii lege urmăresc reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere în care ar putea fi implicate autovehiculele special destinate transportului de elevi, precum și verificarea respectării destinației exclusive a acestor autovehicule.